ca jucător mă confund cu Faro de prin anii 90, cu mici plecări datorate diverselor situații. Din anii 90 m-am stabilit aici, este casa mea. Faro a fost echipa pe care am iubit-o și la care mi-am și încheiat cariera de jucător. Am început-o pe aia de antrenor. O carieră frumoasă, din punctul meu de vedere, cu momente, foarte multe momente plăcute, cu amintiri foarte multe. Grigoraș spune că se bucură că s-a stabilit aici și că Farul va rămâne în sufletul său. Întotdeauna se poate, era loc și de mai bine, dar cred că sunt un, sau am fost un jucător care a avut o contribuție destul de importantă la momentul ăla în succese sau, știu, în victoriile de echipei. Da, o linie de clasament așa, costă 40 și ceva de meciuri și 40 de goluri, acceptabile, să spunem. La formația constanțeană s-a retras din cariera de jucător și tot la malul mării a început antrenoratul, mai întâi ca secund, iar apoi ca principal, reușind chiar să promoveze Farul în prima ligă. Da, pasul cel mare a fost o șansă pentru mine. Atunci echipa a retrogradat, din păcate, în Liga a doua, eram secund. Au fost mai multe situații, mulți antrenori nu au vrut să o ia de jos, de la Liga a doua, mai ales că erau condiții extrem de delicate atunci la Constanța. Nea Paul Feniu, fiind președinte, a avut curajul de m-a propulsat ca antrenor principal și în primul an am promovat în acel baraj de pomină pe care ne-l aducem cu mare plăcere aminte. Petre Grigoraș a mai antrenat pe FC Onești, Petrolul Moinești, după care a făcut pasul la Oțelul, unde a reușit un parcurs senzațional în doar câteva sezoane, de la o salvare de la retrogradare miraculoasă până la câștigarea Cupei UEFA Intertoto și participarea în preliminariile Cupei UEFA.